Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 2 în limba română. În episodul anterior, regele Hansel era să fie asasinat de către doi Witcher, bineînțeles, trimiși de către Leto. Se pare că Leto și-a făcut treaba, a vrut să omoară încă un rege, dar am venit noi de hack, bineînțeles, am omorât doar un singur Witcher, unul a scăpat din cauza lui Selili, pana mea, nu știu cum îi zice. La ducesă, așa îi ziceam eu, ducesă parcă. Și după care am făcut un ritual magic, un ritual împreună cu Deathmote, prin care am aflat ce s-a întâmplat cu cei doi Witcheri. Am reconstituit puțin povestea, să zic așa, iată, și am aflat informații despre Leto, că ar pleca împreună cu Tris spre Lac Mulin, sau nu știu cum naiba se cheamă zona aia, niște cuvinte destul de încurcate, care îmi sunt greu de pronunțat și nu știu dacă am luat-o bine pe aici. Sper să fie drumul cel bun. Da, ăsta e. Și acum ar trebui să mergem, am aflat și ascunzătoarea lor, bineînțeles, cu ajutorul ritualului. Și să vedem ce aflăm noi aici. Oh, avem niște ce? Niște gargoile. Oh. Bam. Deci de azi, mamă ce explodează asta, what the fuck, am luat foc. Pam 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 pam. Nu pot să iau nimic de pe ăștia, ba da, elemental stone, oho. Super. Și acum, hai să fim puțin atenți pentru că sunt capcane pe aici. Mare grijă. Mare grijă. Și da, ne apropiem de ascunzătoarea lor, chiar aici se află, dacă v-ați uitat la anterul episod, bineînțeles că știți despre ce este vorba. Mama, am uitat că explodează ăștia, chiar am uitat. Hai să luăm ingredientele. Oh, inima unui gargoyle. Super. Hai să dăm un save înainte să trecem dincolo. Cine știe ce ne așteaptă. Mamă, dita mai e golemul. Se pare că au lăsat un golem în spate. Mamă, ce bucată ne-a dat. Destul de puternic, mare grijă cu ăsta. Bineînțeles că nu mai puternic decât noi. Hai să vedem ce putem lua de pe el. Diamond Dust, Elemental Stone și Elemental Tropi. Bun, 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 bun. Hai să vedem ce găsim noi aici și indiciu. Că n-a mai rămas absolut nimic decât un foc pe care o să-l stingem. Și se pare că avem și un asasin care este aproape mort. Hai să încercăm să vorbim cu el, cine știe. Aflăm ceva. She wants to destroy the evidence. What evidence? Vrea să distrugă evidența. We didn't want to leave you. What are you talking about? Nearly made it. Just think. The wild hunt. We could have freed the world of the omen of war. Ne-a zis ceva despre wild hunt. Dar foarte puțin pentru că n-a mai putut zice nimic. Că a decedat. Și acum Geralt își va aduce aminte, după cum știți, el și-a pierdut memoria încă din Witcher 1 și o să mai aflăm o informație destul de folositoare despre Wild Hunt. Hai să vedem. September 13th, 1269, the ravine of the Hydra. Following the peace of Sintra, 53 officers of the Fryhead Brigade were brought to execute. Their throats cut. The elves' bodies were dropped into the chasm. I don't know what the riders of the hunt were looking for. November 23rd, 1269. Sintra, the village of Coldwater, and another victim of the hunt. An 11-year-old boy. Oh. Parents didn't even ask if he had a chance. Mai multe victime se pare că au fost. February 24th, 1270. A high pass in the Armush Mountains. An Imperial Manticore, one of the world's oldest and deadliest monsters. I used to feel excitement at moments like this. Now the beast is only an obstacle on my way. Its meat and hot blood will help me survive this icy hell. May 30th, 1270. The Yruga River.
The hunt continues to race south. Since I've been following them, they've taken 23 individuals, all between the ages of 10 and 20. All except for Yennefer. Din nou informații despre Yennefer. Yeah. Atât? Se pare că atât am aflat momentan. Și ar trebui să ne întoarcem înapoi să vorbim cu Dead Mode, să raportăm ce s-a întâmplat. Bine, nu prea s-a întâmplat mai nimic. Și să vedem ce are de zis. Înapoi, înapoi. Și da, ne apropiem de ultimul capitol al jocului. Nu mai avem foarte mult din joc. Capitolul 3 e unul foarte scurt. Cred că în maxim 10 episoade. Nu cred că sunt 10 episoade. Ar fi 10 dacă aș face doar episoade, dar după cum știți, începuturile și sfârșiturile le face pe livestream. 6 episoade, 7 episoade maxim, 7 episoade. După care o să facem ultimul live cu încheierea jocului, încă un joc frumos trecut pe listă. După care o să ne ducem către ultimul Witcher 3. Abia aștept să joc acel joculeț. Acel joc al lău, poate, am vrut să zic. Pentru că este dita mai jocul, cu o lume imensă. Și vreau să facem tot. O grămadă de quest-uri. O grămadă. Witcher 2 mi s-a părut așa lung. Mult mai puține quest-uri decât în Witcher 1. În Witcher 1 a dus și voi. Am avut ceva quest-uri și s-a lungit foarte mult. În Witcher 2 mai puțin speech, într-adevăr, nu a fost chiar așa mult speech. Bine, au fost câteva episoade doar cu speech, dar... În Witcher 1, ohoho, ne-am plictisit de speech, dar bine, înțeles că a fost un joc super, nu ne-am plictisit deloc. A zis o prostie, cum să mă plictisesc de așa un joc minunat. Bine, uneori te mai plictiseai de speech-urile alea de 30 de minute, dar... Dacă stai să-l privești, parcă e altfel. Și ne apropiem de tabără. S-a lăsat și o ceață destul de înfiorătoare. Hai cu drop frame-ul ăla mare, știam. Bine, drop frame de la 200 de FPS-uri la 70. La fază că nu am blocat FPS-ul și asta se întâmplă. Dacă aș fi blocat FPS-ul la 60, n-ar mai fi frame drop. Ce zice ăla? A băut prea mult omul și visează. Let's talk arm wrestling. Go on. You've defeated them all, so we can wrestle whenever you're ready. Yeah, cred că ne mai putem lupta cu ăsta încă o dată. Ia să vedem. As you're a witcher and I'm a mercenary, neither of us should wrestle for free. Căcat. Hai să ne luptăm totuși, 100 de monede. Să sperăm că-l batem din prima și că nu pierde bani așa degeaba. Da, destul de greu. Dar bate. Fără niciun fel de problemă. Da, puteți câștiga bani frumoși la Skanderberg în Witcher 2. Chiar puteți, dacă vreți să câștigați bani, trebuie să vedeți la asta să-l bateți. Who knows when we'll find ourselves on opposing sides of the barricade? We're mercenaries after all. Minunat, ia. Ne-a dat bani? Ne-a dat, cred. Cred. Hai să mergem să vorbim cu Dead Mode. Ce avem aici? Lem. Nu mai luăm lem, că avem la lem, cred că de ne vine rău. Look what the cat dragged in. Did you get him? Sheila got to him first. He's dead. The bitch! She's probably on the other side of the mist by now. Come on, Witcher. We've got to remove that damn curse. I got the medallion from the king, the one you were looking for. Mi-a dat medalionul. Ce înseamnă asta? Am făcut și un level.
Ah, suntem gata pentru blestem. Cred că da, trebuie să ridicăm blestemul. Ready to lift the curse. I've got all cred că a venit momentul. Then there is a chance we will soon move against Edirn, and you will recover your memory. I'll need your help, sorcerer, to find the right ghosts. Ah, they will find you. The artifact's aura will lure them. Allow them to think, speak, and act. Then you will know what to do. Geralt, there's something else out there. I scanned the battlefield and noticed the visitor's ghost. It's different from the others. It's changed. A drog. I expected as much. Good luck, Witcher. Good luck, Witcher. Mi-a zis-o așa într-un mod foarte frumos. Și Eternal Battle. Dar asta nu mai are nimic de zis. Și ar trebui să trecem din nou prin Battlefield. Battlefield, nu știu cum să-l pronunț. Ați înțeles voi, prin câmpurile de luptă. Și să ridicăm blestemul, desigur. Aș vrea să investim și noi niște talente până una alta. Că mi-a făcut un level. Și ar fi păcat, avem 6 puncte, mamă. Hai să vedem ce să învățăm, ce să învățăm. Învățăm toate astea, cred că level 1. Da, da. Și luăm de aici, level 2. Ba. Perfect. Suntem de neoprit acum. Și ce mai vreau eu să fac? Vreau să fac încă o chestie, dar nu mai știu ce vreau să fac. În fine, nu mai contează. Mă gândesc eu și o să o fac. Hai să mergem până aproape de Battlefield și în următor. Bă, ăștia, bă, ce vorbesc, ești nebun, au nebunit oameni. Aldren. Ceața asta nu s-a mai potolit. Din păcate. Și da, prieteni, în următorul episod o să ne ocupăm de misiunea asta de Eternal Battle. Să o finalizăm. Și da. Nu uitați, prieteni, să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă sunteți noi pe aici și un share să ne mulțim și noi. Eu am fost Mitică, toate cele bune, pa, pa, respect!